Ca și în cazul primei părți a emisiunii documentare Semnalem, și acest episod folosește din plin secvențe de la concertul aniversar susținut în iunie 2007 la Sala Radio din Cluj de Grup, cu mai multe generații de muzicieni. Iar pentru început să menționăm că după discurile Unplugged din 95, respectiv Povești la gura sobei de anul următor, reeditat pe CD după dispariția liderului Iuliu Merca, formația a luat o lungă pauză editorială motivată, deși înregistrările au continuat cu piese vechi și noi, în stilul consacrat încă de la debut. Mi s-a spus că noi suntem formație care cântăm muzica melodică, între rock, între blues, între ritm în blues, rock, deci era pop, așa, între, cu chitări, deci de fapt asta era sonoritatea care trebuia atunci. Și de două ori au și prins, că după foarte scurtă vreme piesele au ajuns în top, în topurile care erau pe vremea aceea, că au fost destul de reale, pentru că s-a văzut la public, deci nu numai ce a apărut în ziar și pe aia cu nimic, că a apărut în ziar că era în primul loc, dar asta înseamnă că în toată țara unde am dus a fost săra vitrină și chiar cântam de mai multe ori în acea localitate. Din 1995, trupa revine într-o nouă componență stabilă cu Ștefan Noghi, unul din foștii bateriști Semnalem. Deși la un moment dat s-a întors și Francesc Solomon, acesta a asigurat postul inclusiv la înregistrări până în prezent. Din 1997, două clipuri inedite marca TVR, datorate realizatorului Dan Banu și actualului operator principal al emisiunilor Remix, Vlad Micu. Și nici depărtarea nu-mi va alunga nevoia de tine, de dragostea ta. Poate vom găsi un alt cuvânt, poate vom goni tristețea în vânt, poate vom găsi doar pentru noi drumul în doi, drumul în doi. Poate vom găsi un alt cuvânt, poate vom opri tristețea-n vânt, poate vom găsi doar pentru noi drumul în doi, drumul în doi. În 1995, când m-am reîntors în țară și am refăcut formația Semnalem, a fost o perioadă grea în viața formației, într-adevăr. Am refăcut trupa, l-am găsit același om bogat în idei. Era foarte curios. Chiar nici eu și cred că niciunul dintre colegi nu l-au înțeles cum poate să facă în 5 minute o piesă. Bineînțeles, el era un om profund care înainte acasă își construia foarte bine, meticulos compozițiile, dar foarte spontan. Și se simte prospețimea în compozițiile lui. S-a simțit când am revenit în țară, a făcut Povești la gura sobei, o compoziție deosebită cu un dramatism, cu o vibrație deosebită. Pe mine întotdeauna mă ducea până la lacrimi când ascultam această piesă. Iar timpul a trecut și din calendar toamna vine iar. Iar frunzele și-au pus un imens covor în calea pașilor. În timpul vieții, Iuliu Merca a avut în vedere o generație următoare Semnalem. Prin grup a mai trecut încă un chitarist, Marius Precup, dar marea descoperire valabilă peste timp s-a numit Florin Ștefan, un tânăr instrumentist din Baia Mare, căruia Merca i-a spus urmașul său și i-a făcut cadou propria și celebra chitară Fender Stratocaster. Este Florin Ștefan, care a fost cu noi încă de la Iuliu, deci cu Iuliu era ucenicul care l-am luat lângă noi pentru că Iuliu deja era nevoie de, dar nu am putea foarte mult între ei. Deci el a rămas,
La el e problema, trebuie să stabilim, să rezonăm, să se mute la Cluj definitiv și probabil că nu peste mult timp va fi că el e din Baia Mare. Asta e problema, pentru că avem și problema, nu numai cântarea, înseamnă că crearea trebuie să fie, când creezi ceva trebuie să fie inovat. Se stimulează, trebuie să punem și se rezolvă alegător. Aici, pe scena Sării Palatului, vorba mea, o scenă prea mare pentru un singur om, lucru pe care istoria l-a demonstrat. Scena Sării Palatului este pentru toată lumea, este pentru toți cei care iubesc muzica. Alături de noi și nu numai, cei care vin din urmă, foarte periculoși. Asta zicea, băi, baby, zicea, bă, asta era o chestie extraordinară, băi, baby, era unul dintre astea comice care erau pe scenă și oriunde, știi, că el era totdeauna cu regulă, tot să-i scos la vitru, avea emoții foarte mari, să-i stai pe tu și atunci trebuia, avea suc, mă întorcea. Nu bea mult. Sunt foarte mulți. Eu și acum aud. Și cred că poate nici mai că s-au cunoaște mai bine ca mine. Foarte mulți spun, vai de mine cum așa, legende de ale unora care vrea să fie mai interesant. Nu bea mult. El avea, simțea nevoie de cinzeac aia sau știu eu cât a fost a fie. Niciodată. Nu, așa ca să bea 2 litri sau cum se vorbește. Era un spontan extraordinar, de iubit. M-a vrăjit o stea, ce mi-a dat lumină în noaptea mea. Dar ziua a venit, visul s-a stins. Aștept din nou acum, în ceas de seară, iubirii mele, steaua să-i apară. Dar ea s-a dus și a apus, lăsându-mi amintirea dintr-o vară. Fiindcă m-a vrăjit o stea, ce mi-a dat lumină în noaptea mea. Fiindcă m-a vrăjit un vis, dar ziua s-a stins. De eu, plăcere. Vreau să vă povestesc vreo două ori, repede. Concert ești la sala Sporcului, în Cluj. Lume 81-82. Lume ca la Manu. Conjurat cu milițieni, cu câini. Șeful poliției a zis că nu îi place că e prea multă lume, tineret, nu știu ce, ceva, ce muzică asta decadentă. Formează semnal, în seara asta va cânta cu luminile aprinse. Și lui zice, nu e nicio problemă. Hai, dar zice, noi zicem în spate, înainte să intrăm. Păi, ce facem? Intrăm pe neole? Zice, hai, dar să mă anunțu. Și intrăm în scenă, urletez, aplauze. Și acasă se uită spre lojă, că stătea tovarășul respectiv. Și zice,
Auzi, bă, noi aici n-am venit să ne barberim. Se cudă ugătălăr, mă duse jos din specurile. Iar acum o altă piesă, lansată în 1980 într-un concert aici la Sala Palatului, unde am făcut o propunere oarecum muzicală, care a fost îmbrățișată de-abia după 1990. Mă rog, e vorba de o trimitere la muzica populară românească, care noi în Ardeal o menținem destul de tare acolo, cu toate puterile noastre. Oh! Când aud ăștia ai mei de popular, imediat încep să bată toba. Dar prima dată trebuie să vă anunț că în Ardeal există un instrument specific, ceacheră. Să vedem dacă merge. Vioristul nu are pălărie de paie, că între timp a făcut conservatorul. Asta e. Toată lumea știe cum imita pe Ceaușescu, mai bine ca pe el. Am ajuns în Galați și am avut un prieten foarte bun, directorul Sidex-ului Galați. Și la hotel, cum am ajuns, a ridicat telefonul și a telefon. Zice, alo, și cu vocea lui Ceaușescu. Și zice, opriți producția. La tuta i-a povestit că i s-o muia genunchii. Într-adevăr este Ceaușescu. Super, super. Adică nu poate fi înlocuit. Asta vorbesc între noi cum ne simțim, că poate ne simțeam altfel când era cu el, era o voioșie totală. Dar era și o tristețe mare pentru că era un bolnav. În ultimii 10 ani viață era un bolnav și efectiv nu se putea face prea mult. Era, cum să zic, obiectiv nu se putea face mult pentru că boala nu lăsa să cânte mult, de exemplu. Fiind diabetic, după 30 de minute de stat în picioare nu mai putea să stea. La chitară bas, Sebam Boldijar! La ceteră, pian, Dan Cosma! La tobe, Pane Ștefan Noci! La chitară clasică, neoclasică, Ștefan Florin! La prezentare, Iuliu Merca! Lele mare, mântă, ploare, șala-i-la, leagă-n capul că mă doare, șala-i-la, leagă-mi-l cu un ștergură, pe-i veteagă pe utură. Clape, am avut o perioadă cu tot un vechi coleg care a plecat în ce mai era profesor, a plecat în 90, s-a întors în 98, a avut el intenția să stabilească, Dan Cosma. Am cântat cu el 3 ani, dar a fost probleme chiar astea, că el, de exemplu, poți să lipsești, el, profesor în Germania, mai faci un concediu medical, mai una altă, dar în Germania nu se poate. S-a luat, bine, atunci sunt în contractul de muncă, pierzi nu știu câți ani de vin. Și obligat trebuie să meargă la pânzionă, mai are ani de stat acolo. Deci, aceeași problemă. Și a făcut efort extraordinar, tot respectul, îl spun la toată lumea, că Dan a venit pentru spectacol din Germania, așa că s-a urcat la volan, a venit, a cântat, s-a urcat la volan și s-a dus înapoi. Și iată că deodată pe teatru.
bineînțeles că Iuliu avea mai multe proiecte. A dorit să facă și o operă transilvaneană, transilvană. Dorea să facă o casetă, continuare la serialul Apahida, o cărțmă din Apahida, dar nu ieșea bine textul și atunci s-a gândit să spună o cărțmoară din Balcani. Bineînțeles că o aluzie foarte precisă la cei de afară, cum ne tratează pe noi. Dar el era foarte bun în a te face să înțelegi pe ocolite, frumos, cu dragoste, nu dur. Băieți, atenție, și noi suntem aici și avem ceva de spus. Din păcate, acest proiect a fost întrerupt de Dumnezeu, că l-a chemat acasă, într-o altă formulă, altă dimensiune să cânte. Poate acum cântă cu George Harrison, cu Hendrix, cu, pe măsura, pe, sunt de aceeași valoare. El a fost un om foarte bogat muzical. Cu 30 de ani am cântat prima oară aici, undeva aici, în zonă, în 69, deci 30 de ani. Acum 30 de ani Iuliu Merca pășea pentru prima oară în stațiunea Costinești și cânta unde? Era un singur loc unde se cânta, o terasă acoperită, eram pe vremea aceea cu Cromaticul din Cluj, Sorin Tudoran, cu Igrețiu și am cântat aici o lună, orchestra... Facultății de Medicină din Cluj, se numea IMP-ul. Aici, la Costenești, s-a înființat Semnal M. Interesant. Adică aici este locul unde Semnal M s-a înființat? Și care este, pe scurt, povestea înființării? Nu, am cântat pur și simplu, n-am găsit loc de cântare și am venit în vara lui 76 încoace. Am găsit imediat loc, pentru că aproape am cântat pe gratis. Deci, după o lună, s-am avut cel mai bun contract. În vremea aceea, vorba bine. Cum te simți în 1999, 21 iulie? Păi, cum să spun, cum mă simt? Sunt oarecum mulțumit acum, liniștit, mă pot retrage cât de curând. A fost foarte greu după ce a dispărut Iuliu, pentru că nici nu mi-am dat seama, după un an m-am trăit efectiv la realitate, că nu mai e. Atunci era copleșit a fost. Dar parcă așa din inerție am mers mai departe, era singura modalitate ca să păstrăm numele, că să arătăm că totuși numele ăsta există și să mergem mai departe, să-i păstrăm numele, în amintirea. Și am uitat mai departe, dar a fost foarte greu. Și acum se simte, adică el e un om care nu poate fi înlocuit. Deci e foarte greu, deci trebuie schimbat tot. O lume de poveste, un alcovor e peste tot, lumini ce se trezesc la viață. În casă-i cald și pace, și zilei îi se face somn, visând o nouă dimineață. Nopți de argint, fulgi de nea, vălurind nopți de vis, ce vestesc un nou început. Nopți de argint, amintiri ce nu mint, nopți de vis, ce păzesc clipe ce-au trecut. Prin lumini de dor ce strălucesc ca două stele. Îmi pare totul fermecat, că stelele ce m-au iertat mă-ndeamnă să mă urc la ele.
După tragica dispariție, cu ajutorul clubului Clujean Diesel și cu participarea necondiționată a elitei muzicii pop-rock românești, a fost organizat un spectacol in memoriam Iuliu Merca la Sala Sporturilor din Cluj. Iar cu sprijinul vechilor prieteni de la studioul Taurus au fost înregistrate 14 piese, dintre cele mai cunoscute ale grupului, care nu apăruseră pe compact disc până atunci. Când a dispărut Iuliu, am fost alături de el chiar până în ultima clipă al vieții lui. Am suferit foarte mult că l-am văzut cum se stinge. Eram cu Natalia în salvare, ultimele clipe ale lui, și de atunci nu fac altceva decât să mă gândesc să facem cumva ca acest titan al rock-ului românesc să nu fie uitat. Niciodată nu va fi uitat, dar poate ar fi marginalizat, poate n-ar fi destul de mult ascultat, audiat. Ochii care nu se văd se uită destul de repede. În acest sens, eu n-aș dori ca să continui tradiția. Și uite, am reușit în Cluj, din proiectul meu, cu ajutorul Consiliului Local, deja avem o stradă Iuliu Merca în Cluj. Proiectul mai conține inaugurarea unei statui, o statuie care îl înfățișează pe Iuliu, mărime naturală, stând pe o bancă, între oameni. El era între oameni, nu undeva sus să te uiți la el, așa, pe un piedestal. Cu chitara în mână, un om simplu care la fel trata și un portar și un ministru. Piesele sunt gata, sunt părerea bune. Ne lovim acum de... Acum se promovează alt gen de muzică, toate posturile dau același gen și după aia dacă spune, dacă întreb că de ce nu faci pe asta, se cumpără. Pe normal că toată lumea asta se cumpere toată viața lui, nici nu știe că există altceva. La afară de TVR 2 și 1, unul mai rar, niciun post nu difuzează muzică veche. Deci și mai veche, să zicem și rock sau ceva, tot se bazează pe sunetele noi. N-am nimic împotrivă, trebuie și sunet noi și noi, piesele noi deja avem sonoritate nouă. Dar păstrăm o linie care, uite că sunt în lume oameni care au și 60 de ani și se cântă la fel și sunt extraordinari și merg mai departe. Deci dacă ai făcut un nume și ai făcut-o, că de exemplu aceste piese nu sunt, nu e o trupă nouă care acum s-a făcut și cânt ca în 80 sau 90 sau nu știu cum. Asta este formația semnală care a luat printre 77 și vrem să păstrăm o tradiție. Mergem mai departe cu acele. Și după cum am fost și în spectacol și am văzut că se cere. Deci nimeni, nicăieri n-am fost fluierați, peste tot am fost bisați și chiar se ne întreabă unde e districe. Dar acum totul este monopolizat. S-a intenționat o carte biografică și un documentar pe casetă video, ba chiar și un festival in memoriam Iuliu Merca internațional, intenții rămase în stadiul de proiect. În schimb, în Cluj a fost dezvelită o statuie inedită a marelui muzician dispărut pe o stradă care acum îi poartă numele. Într-o altfel de continuitate pentru Semnalem, fostul operator TVR Octavian Dobra a realizat acel prim videoclip oficial, iar în 2003 a fost organizat un prim concurs de creație rock Iuliu Merca. Anul următor, în primăvară, echipa Remix a invitat grupul Semnalem într-un recital la Clubul Arhitecturii, într-o dorită avantpremieră a noului dublu compact disc care întârzia să apară. Editarea discului, pentru asta am venit să punem la punct. Trebuia în decembrie să apară discul, dar din motive serioase s-a amânat până în această lună sau luna viitoare editarea noului album, și care va fi un dublu album. Și am venit să punem lucrurile la punct. Și cu această ocazie am răspuns cu drag invitației de a și cânta în câteva locuri la București. Și acest dublu album este de fapt un disc in memoriam, cu piese vechi ale trupei reluate și refăcute, și încă un disc care este cu piese noi nouțe. Nu-i un vis, e adevărat, ce-am dorit mi s-a întâmplat. Să-i mulțumesc oare că te-am întâlnit.
vine să stric, să zbor. Simt că mă topesc de dor. Sunt un alt om de când tu ai venit. Cu un zâmbet plin de mister, tu aduci soarele pe cer. Cu brațe deschise m-aștepți tot mereu. Un cuvânt în provoci fior, cu un sărut mă trezești în zori. Cu un surâs știi să alungi teama din jurul meu. În fiecare zi mai mult te iubesc, în fiecare zi mai mult te doresc, în fiecare zi ești mai mult pentru mine. În fiecare zi mai mult te iubesc, în fiecare zi mai mult te doresc, în fiecare zi ești mai mult pentru mine. Cântăm foarte des, am rămas la fel de serios și de iubitori. Mulțumim publicului care ne primește cu aceeași căldură, gustă melodiile noastre, și cele vechi, și cele noi. Și vreau să promit cu această ocazie că încă cel puțin 50 de ani vom face compoziții noi, în aceeași idee, vechea idee semnalem, vechiul stil care a fost trasat de Iuliu Merca și de formația Semnalem. Lansarea discografică a fost sprijinită din plin de TVR Cultural, care a organizat prin emisiunea Remix un concert filmat în aceeași zi. Emisiunea de atunci a insistat să puncteze noile piese, precum și clipul de promovare. Filmările clujenilor au continuat. Pentru mine personal este o amintire extraordinară, așa cum este și cea pe care o păstrăm și pe care nu o vom uita niciodată, nici eu personal, imaginea și amintirea lui Iuliu Merca, care, chiar dacă este vorba de o formație fără el, va pluti întotdeauna alături de noi, deasupra noastră, pe lângă noi. Stau în gazdă la o doamnă, dincolo de sat. Cu masă și cu pat. Sunt un tăietor de lemne, vesel și voinic. Asta m-a învățat bunicul de când era mic. Cântate prin pădure, o fac de an și an. Am să-i fac, e tot ce pot, e sursa mea de bani. Dacă te-l stau la rând mereu, să prind și eu un loc. Și de ajung la 8 de acasă, am avut noroc. Ideea de bază e aceeași, cu texte ușor accesibile, fredonabile și puțin umoristice și drăguțe și de toate, cum era semnal de obicei. Eu am rămas în aceeași atmosferă. Fiecare piesă are altă atmosferă. Deci fiecare piesă are altă atmosferă. Cum era de fapt piesele noi semnal, discurile semnal nu erau, erau un tot unitar semnal, dar fiecare piesă a fost dintr-un anumit gen
am atacat și boogie, am atacat și blues, am atacat și etno, am fost prima trupă care am cântat etno. Am făcut și parodii și de toate. Așa va fi și mai departe, deci fiecare piesă o să aibă ceva de zis în felul ei. Un alt anotimp a trecut iar în noi. Zile și nopți, luni întregi fără tine. Și plouă și ninge și e soare iar. Iarba pădure se schimbă prin mine. Râu și mare și un alt hotar. Dar tu nu mai impresionat deosebit de muzica Semnalem, în primul rând, indiferent dacă piesele erau vechi sau noi, nu? Nu le-am cântat prea mult, pentru că am așteptat apariția acestui disc și după asta să le mediatizăm, dar unde am cântat au fost foarte bine primite și chiar avem propuneri undeva, nu vreau să spun unde, unde cineva așa de mult a plăcut că ar fi e de acord ca să ne ajute la realizarea unui videoclip la o piesă nouă, nu la asta care s-a făcut acum. Deci place. Până acum reacțiile sunt pozitive. Am venit, m-a convins Iuliu să vin în Semnal. Noi mai mult lucram la total altceva. Și distracția a început de la Cluj. Pe drum, nebunie, am făcut o acțiune să ne cunoaștem patria. Și am ajuns la Costinești, unde după aia am cutreierat tot ce era de cutreierat. Și ca și distracție, ce să zic, totul începea de dimineață, se termina cu seara și pe aia reluam programul. Sunt multe, multe, multe. Tu stai singură la geam,
și afară plouă. Îți cuprind stâmplele calde cu mâinile amândouă și aștepți noaptea grea un gând bun de undeva să-ți aprindă în ochii negri prima stea. Glasul ploii îți șoptește acum un cântec trist. Tu nu știi că eu te ascult, tu nu știi că exist. Dar speranța va purta pașii cu puterea sa către norul unde e fereastra ta. Spune-mi cine ești, spune-mi ce dorești, spune-mi dacă mă iubești, spune-mi dacă vei veni într-o zi în calea mea. Spune-mi cine ești, spune-mi ce gândești, spune-mi dacă voi afla într-o bună zi și drumul spre inima ta. Păi am început prima dată acolo și cu cover-uri, dar am avut deja piese cu care ne-am dus acolo. A fost Moara, Durata, și până s-a compus la Costineș Vara Amintirilor, Trenul Cursă de Persoane. Deci în 77 deja am pornit cu câteva piese din repertoriu, care le-am și tras în toamnă și a apărut și discul. Așa s-a întâmplat atunci. Iar timpul a trecut și din calendar toamna vine iar. Iar frunzele și-au pus un imens covor în calea pașilor. Iar a trecut un an, dar amintirea ta cu noi o vom păstra și nu te vom uita. Vara amintirilor, clipe ce nu mor, clipe ce nu mor. Eram primii care veneam la mare, mai deja eram la mare și eram ultimii care plecam după 15 septembrie. După aceea urmau turneele și tot așa, iară la mare, iară în turnee, iară. Deci a fost foarte frumos și nici n-am observat cum a trecut timpul. Cum vi se pare Vama Veche? Ați mai cântat aici? Aproape ca și la începuturi. Bine, acum iese mai mult ciment, dar din fericire cei care au pornit războiul pentru Vama Veche au reușit și sperăm că în toată țara, ca și Roșia Montană și mai multe locuri, vom reuși ca să conservăm această minunată țară. Pentru tineri, pentru voi și pentru noi, că să ne mai plimbăm și noi pe aici. Thank you.
Revenind la concertul aniversar de la Cluj din 2007, iată încă un grupaj cu piese de pe primul album, interpretate de acea primă componență a formației, refăcută în măsura în care s-a putut. De precizat că o altă componență din acel concert i-a inclus pe doi dintre cei care înregistraseră și cântaseră cu Iuliu Merca, inclusiv pentru dublul album Tată și Fiu, chitaristul Cornel Moldovan și fiul său Marcel, baterist. Am cunoscut pe Dani Grețiu, pe Sorin Tudoran, pe Iuliu Merca, cu care mai târziu, în ultimii lui ani de viață, am bătut țara în lung și în lat. Am imprimat în studio o piesă de Crăciun care încă n-a fost făcută, n-a fost editată și sper anul ăsta să o dăm publicului. Împreună cu Dan Cosma, am cunoscut muzicieni ca Gheorghe Ciolac din Cluj, pe Ica Moca, Paul Masgras, deci toate personalitățile, rând pe rând, ne-au devenit prieteni și, în final, am ajuns chiar să putem cânta cu ei. Vine și șampania, vin și florile pentru semnalem. La mulți ani pentru cei 30 de ani. Marcel Moldovan. Ițo. Aică. Vine și Fane. Fane! Galeria, adică Semnalem XXL. Semnalem ieri și azi până de curând și am parafrazat aici dublul vostru CD lansat în urmă cu ceva vreme, tot într-o emisiune TVR. Exact. Așa. Iar acum vorbim cu Ștefan Boldijar în premieră despre Mâine. Da, Mâine. A fost una dintre posibilități, adică de opțiuni pentru noul disc. Nu știu dacă asta va fi numele, până la urmă tot rămânem la fiți atenți la Semnal. Asta va fi pentru că e mai potrivit. Dar este o piesă care, iar ne-am jucat puțin cu cuvintele, vrea să fie ieri, azi, mâine, titlul piesei, dar te-a spus cu pauze, dacă spune la prezentator de radio, ieri, azi, mâine, deja nu are niciun... Nu se punctulețele alea între.
Și am ales că nu e ușor, așa se cheamă piesa. Piesa cert nouă. E că aveți un nou album în pregătire. E în pregătire, da. Bănuiesc că se va lansa în această vară. Noi plănuim să lansăm în iulie. Iulie, se împlinesc 10 ani de când ne-a părăsit Iuliu și am zis că nu putem trece peste acest eveniment așa și așa ne gândim ca să reușim să lansăm până în iulie, chiar la mare, chiar la Costinești și chiar pe 27, dacă se poate. Am pornit rotițele, să vedem acum cum o să iasă, nu știu, dar probabil că o să se reușească, că sunt niște oameni inimoși care probabil că o să facă tot posibilul ca să putem face treaba asta. Deci acum semnalul este Călin Boca, la chitară și clape și inginer de sunet și tot ce vrei, că este un multitalent. Tu-l cunoști, o să spui probabil mai multe. Da, la chitară domnul Feri Vădean, care este un vechi compatriot de al meu, adică cum să zic, consort sau cum se spune asta? Concetadin. Da, și asta, într-un contemporan. Fel. Contemporan, așa, că el a fost membru fondator și, cum să zic, om de bază în formația Robot, cei care sunt puțin mai, așa, mai știu despre formația Robot, de la Zalău, da, mai maturi, și tânărul nostru, care ne ține acolo din spate în frâu ca să nu fugim, să nu tragem așa, Florin Hamza, la tobe și freză. El e omul care ne reprezintă și în domeniul modă. Cum se compun acum piesele după ce ai la activ și alături de regretatul Iuliu Merca, dar și da, singur zeci, duzini de șlagăre cu o nouă formulă? Eu am ce am în cap, am și pe chitară cât de cât, dar ca și profesioniști, ei sunt instrumentiști de prima mână, la chitară, solo, la orgă, la tobe, care sunt instrumente care trebuie să le stăpânești ca să poți să faci ceva ca lumea. Le cânt, le discutăm, cerem părerea, repetăm, tragem și așa ies piesele. Dacă prind, e bine, dacă nu mai încercăm, știi, nici nu suntem trupa aia că hai mâine să compunem un șlagăr. Nu e așa de ușor să faci un șlagăr. Asta publicul o tărăște. Dacă prinde, bine, dacă nu, mai încercăm, să vedem ce o fi. Semnalem la timpul chitarelor. Putea schimba, dar putea la timpul înapoi. Nu e ușor să nu uiți tot ce-ai pierdut. Nu e însă nici prea greu dacă crezi în tot ce ai făcut. Ieri minunea a speranța, mâine-am tot ce-am așteptat. Nici prea greu dacă crezi în tot ce ai făcut. Nu e târziu, mai este timp și pentru noi. Totul s-ar putea schimba, dar am putea da timpul înapoi.